Primăria Zălău lasă 95 de copii de creșă fără mâncare. Autoritățile locale spun că nu au bani să susțină singura creșă de stat din oraș, iar problema este una veche. Anul trecut, unitatea nu avea suficiente paturi pentru toți copiii înscriși. Motivul a fost același. Primăria nu are bani să cumpere mobilier. Lipsa banilor pentru hrana copilor este cu atât mai revoltătoare cu cât părinții plătesc lunar o sumă de bani pentru fiecare copil înscris în creșă. Iar de anul trecut, taxa lunară s-a majorat de două ori, de la 68 de lei la 85 de lei. Degeaba însă, banii nu ajung. Nu au bucătărie, deci asta e... Ideea, bucătăria, bucătăresele uh, sunt angajatele căminului nu a crește și au o bucătărie, și atunci, pe perioada respectivă, îi uh, catering. Administrația crește a cerut primăriei suplimentarea fondurilor cu 23.000 de lei. Dacă cererea va fi aprobată, cei 95 de copii înscriși își vor primi porția de mâncare zilnică. Dacă nu, cel mai probabil, copiii vor veni cu pachet de acasă.